Salut, mă numesc Sergio. astăzi vom rezolva un test de clasa 8 -a. Testul îl puteți găsi în colegere de exerciții și probleme pentru clasa 8 -a de Iona Chiri și Victorie Evorski. La pagina 19. Avem proba de evaluare și vom rezolva varianta 2, pentru că eu în gimnaziu rezolvam permanent varianta 2 și îmi este mai dragă. Și credeam că este mai ușoară, dar nu este mai ușoară decât varianta 1. Ok, prima condiție acestui test este calculați radical din 48 plus radical din 12 minus radical din 75, totul se împarte la radical din 3. Sunt vreo 77 de metode de rezolvare acestui exercițiu, hai eu să le arăt pe două dintre ele. Avem aici un singur numitor, radical din 3, noi fiecare termen de la numărător vom împărți la radical din 3 și vom obține 3 fracții. Radical din 48 pe radical din 3 plus radical din 12 pe radical din 3 și minus radical Radical din 75 pe radical din 3. La împărțire avem același radical, trebuie să scriem totul sub un singur radical. 48 pe 3, totul sub un singur radical. 12 pe 3, totul sub un singur radical. Și aici deja v-ați dat seama cum se face. Există așa proprietate în matematică. Dacă doriți, iată așa arată. Radical din A pe radical din B va fi întotdeauna radical din A supra B. Desigur cu condiții pentru a și B, care nu le amintesc acum. Să vedem ce obținem mai departe. 48 împărțit la 3 este 16. Obținem radical 16 plus, desigur este 4 și aici 75 la 3 este 25. Radical din 16 este 4, deoarece 4 mulțit cu 4 este 16. Plus, radical din 4 este 2, 2 ori 2 este 4. Și aici avem 5 mulțit cu 5, deci radical din 25 este 5. Se vede ușor răspuns 1. Hai să arăt a doua metodă. N-am să mai transcriu încă o dată exercițiu, dar voi face așa. Pe 48 îl voi scrie intenționat ca 16 mulțit cu 3. Așa, hai să scriu aici. 16 mulțit cu 3 este exact acel 30, 48. 12 este exact 4 mulțit cu 3, iar 75 este exact 25 mulțit cu 3. El așa a, fost compus acest exercițiu ca peste tot să apară acest radical în 3. Imediat la pasul următor vom face acest lucru: radical din 16 este 4. Deci, extragem radical din fiecare factor de aici. Radical din 16 este 4, radical din 3 se păstrează, așa este, nu se extrage. Radical din 4 este 2 și radical din 3 rămâne minus, radical din 25 este 5 și radical din 3 rămâne, aici avem radical din 3. Acum aici se poate prin vreo 6 metode de rezolvat, însă eu vreau așa să văd, că am același radical din 3 peste tot și voi face 4 plus 2 este 6, 6 minus 5 este 1, deci obțin 1 radical din 3, pe radical din 3. Se simplifică radical din 3 cu radical din 3 și rămâne răspuns 1. Iată cele două metode. Exercițiul numărul 2, scrieți ca putere cu baza A. Și hai să scriu această expresie. A pătrată cu A la minus 3, înmulțit cu A totul la puterea minus 2, se în parte întreaga această expresie la A pătrată cu A totul la puterea minus 1. Cum să începem noi rezolvarea? exercițiul. Iată, când și voi sunteți la o probă de evaluare sau la tablă sau trebuie să rezolvați lucruri pentru acasă, cu asta și se începe. Ce pot face eu aici? Ce pot să transform? O idee ar fi că în loc de A aici, așa, fără putere, eu scriu A la puterea 1 doar pentru a vedea că am aici, așa, trei numere. Și aici tot este A la puterea 1. Apoi mi-aduc aminte că, având aceeași bază, observați că este același, aceeași literă A, 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 la înmulțire aceste puteri acești exponenți se adună. Ar fi a la puterea 2 plus minus 3, deci 2 adun cu minus 3 și adun cu 1, acesta de aici. Desigur, paranteza rămâne, vedeți paranteza și minus 2, putere tot rămâne. Pe aici vom avea a se scrie o singură dată și 2 se adună cu 1, aici avem înmulțire. Deci voi scrie 2 plus 1 intenționat așa pentru a fi vizual mai clar. Apoi mă concentrez pe acest plus și paranteză cu minus. Aici plus se face înmulțit cu minus. Asta noi așa înțelegem profesorii de matematică. Deci plus înmulțit cu minus. Și acolo este plus înmulțit cu minus, de minus. Deci noi avem 2 minus 3 plus 1. Hai să scriem lucrul acesta. Vom avea A la puterea 2 minus 3 și plus un 1. Pe a la puterea aici nu uităm apropo. Să scriem acel minus 2. 2 plus 1. Cred că toți ne dăm seama că este 3. Hai să ne gândim mai departe. 2 minus 3 și plus 1. Și aici este un secret pentru voi. Câteodată elevilor le este greu să facă 2 minus 3 este minus 1. Unii poate nu pot să facă așa ceva, dar poți să faci altfel. Minusurile și plusurile în matematică sau operația de minus și plus în matematică are dreptul să se schimbe. Este comutativă. Ai dreptul să schimbi cu locul acest 1 să vină în partea aceasta la altă lângă 2 și acest minus 3 să se ducă în locul lui 1 să le schimbi cu locul și va fi 2 plus 1 minus 3. Și așa poți să faci. 2 plus 1 este 3 și minus 3 este 0. Deci acolo avem a la putere 0. Sau se poate, cum am spus de la început, 2 minus 3 minus 1 plus 1 este 0. Deci, cum n-ar fi, trebuie descris că noi am obținut a la putere 0, totul la puterea minus 2, pe hai să las aici așa cum este. Cum abordăm așa fel de expresie, exercițiu? Aici am putea scrie că a la putere 0 este 1, dar aici avem o proprietate că Expresiile sau exponenții aceștia se înmulțesc. Vom obține A la puterea 0 înmulțit cu orice număr este 0, P, 3 înmulțit cu minus 1 este minus 3. Deci obținem A la puterea minus 3 egal. Noi avem aceeași bază A și A. La împărțire, aici este împărțire, acești exponenți, acest exponent și acest exponent trebuie să scădem din 0. Scădem minus 3. A se păstrează o singură dată. Din 0 trebuie să scădem minus 3. Observați cum eu intenționat scriu așa desfășurat și aici intenționat am scris desfășurat pentru că elevilor le se dă greu să vadă că 0 minus minus 3 iată minus. Deci va fi 0 plus 3 și va fi ala puterea. A treia. Pentru că deseori se face greșeala că noi scriem a minus 3, 0 minus 3 și va fi a la minus 3 ceea ce este greșit, dar corect este a la treia am rezolvat exercițiul. Să calculăm itemul numărul 3 trebuie să calculăm, așa scrie calculați 3 la puterea 2 plus 3 la puterea minus 2 totul la puterea minus 1 ce este egal? Voi începe să explic prin faptul de a spune că cine a compus acest exercițiu a dorit, a dorit intenția lui a fost să ducă în eroare elevii și unii elevi vor scrie că 2 minus 2 este 0, 3 la puterea 0, totul la puterea minus 1 egal cu 3, 0 cu orice număr e 0, 3 la puterea 0, 1, gata. Acest lucru este greșit. Noi nu rezolvăm așa, pentru că aici s-ar aplica această proprietate dacă era aici în mulțire, nu adunare. Cum noi vom proceda? Cum este corect deja? 3 la puterea 2 nu este 6 și nu este, nu știu, 8. 2 înmulțit cu 2 și cu 2. Dar este 3 înmulțit cu 3. Deci dacă aici este 2, înseamnă că 3 înmulțit cu 3. 9. Plus. 3 la puterea minus 2. Și aici 3 la puterea minus 2 se aplică așa o proprietate. Am să o scriu hai, aici. Când avem un număr la o putere negativă, Vedeți cum avem un număr, 3, la o putere negativă. Noi scriem o linie de fracție, iată acel negativ, acest minus, face să apară linia de fracție. Se pune 1 pe acest număr cu puterea dată, dar fără semnul minus. Deci acest minus face să apară fracția 1 pe el. În cazul nostru va fi 1 pe a la puterea 2. Deci a la puterea n, aici este 3 la puterea 2. Ok, totul la puterea minus 1. Până ce așa și rămâne. Vom obține 9 plus 1 pe 9, totul la puterea minus 1. Trebuie de adunat aceste, acest număr cu o fracție. Deci aici sunt două fracții. Dacă punem aici 9 pe 1, deja sunt două fracții. Noi nu vom rezolva formă de fracții pe fracție. am să vă arăt aici un mic secret. Se face așa, 9 se mulțește cu numitorul, este 81 și 81 se adună cu aceast, acest numărător, 82. Voi scrie 82 pe numitorul va fi 9, totul la puterea minus 1. Acum aici, această putere negativă, vedeți ca, ca și aici, are și ea o putere magică, așa zic eu putere magică. Ea... Puterea negativă, în cazul ăsta minus 1, inversează fracția. Și noi vom scrie 9 pe 82 totul la puterea, în loc de minus 1, scriu doar 1, acest minus inversează această fracție. Dar puterea 1, când avem un număr la puterea 1, el rămâne așa neschimbat, nu mai scriem puterea 1. Gata? Itemul numărul 4, aduceți la forma cea mai simplă expresia. Să scriem expresia. Iată expresia, nu mai dau citire, este clar ce avem aici. Cu ce începem rezolvarea? Așa întotdeauna, când începi rezolvarea exercițiului, știu că mă repet, dar așa trebuie de memorat. Cu ce începi? Cu ceea ce este ușor pentru tine, cu ceea ce știi sigur că este corect de rezolvat. Și aici noi putem să observăm iată că acest x de aici și acest x de aici este aceeași bază, deci același număr, x, aceeași literă, atunci la înmulțire aceste puteri trebuie să le adun. Deja nu voi mai scrie desfășurat, dar voi face în minte, minus 4 eu voi aduna cu 6. Minus 4 plus 6 este 2. Deci aici va fi puterea 2. Totul la puterea 3 rămâne minus. Mai departe ne gândim așa. O putere negativă. Țineți minte de la exemplu precedent puterea negativă inversează fracția, minusul dispare și rămâne acea putere acolo. 5x la 3, totul pe 1 și totul la puterea deja 2, nu minus 2. Deci minusul a inversat fracția. Puteți întotdeauna să faceți acest lucru, întotdeauna este corect să faci așa, când ai o fracție la putere negativă, pur și simplu schimbi cu locul numărătorul numitorul și minusul dispare. 5 la puterea 3 este 5 ori 5 ori 5, 125. Înmulțit. Dacă nu este nimic între coeficient și literă, înseamnă că este înmulțire. x la puterea 2, totul la puterea 3. x la puterea 2, totul la puterea 3. Iată am scris lucrul acesta. Minus. Acest 1 este deprisos. El nici nu trebuie scris acolo pentru că orice număr împărțit la 1 este exact același număr. Deci avem 5x la 3 totul la puterea 2. 5 la puterea 2 este 25. 5 cu 5. x la puterea a 3 se va ridica la puterea 2. 125 rămâne în mulți. Aici noi înmulțim aceste două puteri, acești doi exponenți. Deci va fi x la puterea 6 minus 25 x la puterea aici 6. Observăm că avem aceeași literă și atunci noi pur și simplu scădem coeficienții din față. 125 scazi cu 25 obținem 100, iar x la puterea 6 este ca factor comun. Am rezolvat problema. Itemul numărul 5. Raționalizați numitorul raportului. Voi scrie acest raport. 1 pe radical din 10 plus 3. Atent! Aici radicalul este doar la 10. La 3 nu este radical. Okay. Aceeași întrebare, cu ce începem rezolvarea? Și iată, eu mă gândesc cum să memorez ce se începe rezolvarea. De obicei, când auziți cuvântul raționalizați, voi vă gândiți ce înseamnă lucrul acesta rațional, de la rațiune sau de la ce. Aici este un termen matematic, înseamnă ca la numitor aici să fie un număr. Natural, număr natural, de tip 4, 6, 11, 2, numai să nu fie radical aici. Iată ce înseamnă să raționalizăm numitorul. Cum se face acest lucru? Eu vă explic ca pe acest caz, și cum explic aici se aplică întotdeauna când ai radical plus număr. Radical minus număr sau ai schimbat cu locul număr minus radical sau număr plus radical. Okay? Nu contează cum nu ar fi și aici la numărător tot nu contează. Este 1, 2, 4, 7 sau 8, ce nu contează, noi doar ne concentrăm pe acest numitor. Iată cum se face. Noi amplificăm sau înmulțim și numărătorul și numitorul cu conjugatul acestui număr. Așa a fost o propoziție matematică, corect. Cum ar fi să înțelegem noi lucrul acesta? Iată, conjugatul unui număr, cum îl vedeți aici, este exact acest număr, exact așa cum îl vedeți, radical din 10 și 3, numai că în loc de plus în centru, pui minus, schimbi semnul. Dacă la numitor ar fi fost radical din 10 minus 3, noi acolo am fi pus radical din 10 plus 3. Așa o paranteză și număr aici, asta înseamnă că noi amplificăm. Asta ar însemna că toată această expresie mulțesc cu 1. Voi avea 1 se înmulțește cu toată această expresie. Iar Radical de 10 minus 3 se mulțește cu radical de 10 plus 3, se scrie iată așa și aici radical de 10 plus 3. Majoritatea dintre voi, după ce fac lucrul acesta, zicem, da, pe simplificăm radical din 10 minus 3 curat, și obținem 1 pe radical din 10 plus 3. Exact 1 pe radical din 10 plus 3, dar noi nu avem nevoie să revenim la ce, de la ce am pornit. Vrem să transformăm această fracție să fie aceeași fracție scrisă diferit. De aceea înmulțim, iată, cu conjugatul. 1 mulțit cu orice număr sau expresie, așa și rămâne acea expresie, nu o transformăm, iar aici se poate utiliza formula a minus b pe lângă a plus B, care este A pătrat minus B pătrat, asta eu știu și cei care sunteți mai buni între voi la matematică, însă pentru cei care înțelegeți mai greu, eu voi face aici, iată cum. Radical din 10 mulți cu radical din 10 este radical din 100. Radical din 10 se mulțește cu 3 și acest 3 vine în fața radicalului. Întotdeauna așa se scrie. Minus 3 înmulțit cu radical din 10 este minus 3 radical din 10. Minus 3 înmulțit cu plus 3 fac minus 9. Radical din 10. Minus 3 așa și rămâne, iar la numitor noi vom obține. Radical din 100 este 10. Două numere identice cu semne diferite fac 0. Minus 9. Observați ușor că 10 minus 9 este 1, deci acest numitor nu mai trebuie scris. Noi am obținut răspunsul final, radical din 10 minus 3. Cu alte cuvinte, noi am obținut la numitor, la răspuns nu trebuie scris, eu acum voi scrie numai pentru explicație. Am obținut la numitor un număr natural, 1 în cazul acesta. Itemul numărul 6, calculați și aici avem o expresie. Radical din 3 minus 2 radical din 2 plus încă un radical 3 plus 2 radical din 2. Totul la puterea a doua. Aceeași întrebare. Cu ce începem rezolvarea exercițiului? Iată ce aș vrea să observăm, că acest radical poate fi privit așa ca un singur număr. Un număr oarecare, A, plus acest alt radical este un număr oarecare, B. Nu știu cât este, dar iată noi vom avea o formulă cunoscută de voi, a plus b, totul la puterea a doua. Deja memorăm că această formulă este a pătrat plus 2 se înmulțește cu a, se înmulțește cu b și apoi se ridică acest b la puterea a doua. Iată, aceasta este formula. Hai să o aplicăm. a este acest radical. Înseamnă că eu voi avea radicalul în întregime la puterea a 3 minus 2 radical din 2, totul la puterea a doua. Aceasta este a pătrat plus... 2 a este tot acest radical. Îl voi scrie. 3 minus 2 radical din 2. Înmulțit. b este acest radical. Radical din 3 plus 2 radical din 2 plus, iată acest plus, b pătrat. b pătrat este exact ultimul radical sau al doilea radical de aici. 3 plus 2 radical din 2, totul pătrat. 2 cu acest radical pur și simplu se omit și rămâne 3 minus 2 radical din 2 plus 2 înmulțit. Având același radical aceste două expresii se înmulțesc, avem înmulțirea și se scrie sub un singur radical 3 minus 2 radical din 2 se înmulțește cu 3 plus 2 radical din 2 și se scrie totul sub un singur radical. Plus acest radical la pătrat 2 cu radical dispare, rămâne 3 plus 2 radical din 2. Hai voi scrie aici 3 plus 2 radical din 2. Să reducem ce se poate reduce. Dacă ar fi acest 3 plus 2 radical din 2 ar fi fost scris acolo într-un singur rând, noi avea să punem 3 plus 3 este 6. Minus 2 radical din 2 plus 2 radical din 2 fac 0. Plus 2 radical. Și aici noi vom utiliza formula de calcul prescurtat. De data aceasta este a minus b pe lângă a plus b. Deci este a pătrat minus B pătrat. Intenționat am folosit această formulă pentru a vă aminti sau învăța. 6 rămâne plus 2 radical. 3 la 2 este 9. Minus 2 la puterea 2 este 4. Radical din 2 la puterea 2 este 2. 6 plus 2 radical. 9 minus 8 este 1. Desigur 6 plus 2 înmulțit cu 1. 6 plus 2, 8. Iată răspunsul. Itemul 7. Aduceți la forma cea mai simplă expresia. Radical din 2a pătrat minus a la 3a plus radical din 2b pătrat minus a b pătrat, totul sub un singur radical, în condiția în care a este negativ, strict, mai mic decât 0, iar b este nenegativ, adică mai mare, egal decât 0. Ne va ajuta acest lucru în rezolvare. Cu ce se începe? Se observă că aici avem A pătrat, iar aici avem A la treia. Aici, în interior, este un A pătrat. Și hai să îl evidențiem pe el. 2 A la puterea 2 înmulțit A minus. De fapt, aici A la treia este A la puterea 2 înmulțit cu A la puterea 1, care nu voi scrie. Deci, în total, este A la puterea 3. Plus radical. 2, aici este b pătrat minus b pătrat, aici și un a. Am lăsat așa cum este. Factor comun se vede așa, iată și aici este a pătrat și aici este a pătrat. Eu voi scrie radical a pătrat factor comun în fața parantezei și va rămâne 2 minus acest a plus. Factor comun aici este b pătrat, b pătrat, îl scot în fața parantezei, vom obține 2 minus a în paranteză. Hai să vedem ce facem mai departe. Noi aici extragem radical din fiecare expresie. Voi avea radical din a pătrat înmulțit cu radical din 2 minus a. Extragem radical din fiecare factor. Plus, aici exact așa, radical din b pătrat înmulțit cu radical din 2 minus a. Radical din a pătrat nu este a. Deci nu pur și simplu scriem 2 și radicalul dispare, rămâne A. Nu este corect. Noi scriem A dacă știm sigur că A este pozitiv, că e 2, 3, 4, radical în 6 și așa mai departe, e număr pozitiv. Dar dacă A este negativ, atunci noi e chiar bun. Cum vom proceda? Aici este definiție. Da? Puteți să o găsiți în manual, este modul din A. Iată, radical din A pătrat, răspunsul este modul din A. Înmulțit, radical din 2 minus A plus B pătrat sub radical Rămâne doar modul din B, exact ca și aici, iar aici avem 2 minus A. Totul sub radical. Se observă că radical din 2 minus A și radical din 2 minus A este factor comun, dar mai târziu puțin. Hai să vedem cu acest A și cu acest B. Noi trebuie să explicităm acest modul și hai să ne gândim. A este număr negativ și noi putem să facem un exemplu. Cât e modul din minus 2? Așa că este 2. Dar iată conform definiției cum este. Dacă în interiorul modulului este un număr negativ, eu scriu numărul așa cum este și îi pun un minus în față. Modulul deja dispare. Logica e clară. Aici tot ne dă 2. A, aici. A este un număr negativ, cum e minus 2. Înseamnă că eu trebuie să-l scriu pe A așa cum este, cum am scris aici minus 2. Negativ numărul A. Și pun un minus în față. Iată modul din A, când A este negativ, este minus A. Scris fără modul. Și avem radical din 2 minus A plus B este un număr pozitiv, cum ar fi radical din 2, este 2, pur și simplu. Înseamnă că noi aici vom scrie B și radical din 2 minus A, așa și rămâne. Ce facem mai departe? Acest factor comun radical din 2 minus a îl scot în fața paranteze radical din 2 minus a și în paranteză voi obține minus a plus b, dar minus a plus b poate fi scris b minus a. Nouă profesorilor de matematică ne place să scriem cât mai puține semne. Nu voi scrie minus a plus b, dar voi scrie b minus a pentru că scriu doar un singur minus. Asta este răspunsul. Mulțumesc mult că ai privit acest video. Sunt sigur că ți-a fost utilă informația care ai aflat-o. Abonează-te la canal, acest lucru mă încurajează să filmez mai multe lecții. Succes ție la matematică.